Mă bucur că am câștigat. Asta era cel mai important. Știam de la început că va fi un meci de luptă. Știam că Sibiu se va apăra și au scos, din ce am înțeles, în prima parte a campionatului în trecut, de fapt, rezultate bune cu echipe care sunt pe primele locuri. Și ne bucurăm că am câștigat cu 1-0 și suntem în luptă și suntem acolo sus. Cum te simți la debut, așa? Debut oficial. Bine, m-am simțit bine. Puțin sufocat la început, dar a fost bine. Mai trebuie să învăț unele chestii cu care echipa sunt obișnuiți și cu siguranță voi fi mai pregătit. Doar 45 de minute astăzi, așa a fost planul sau ce s-a întâmplat? N-am apucat să vorbesc. Băieții sunt bucuroși, toți suntem bucuroși că am câștigat. Chiar tot stafful și toți colegii mei suntem bucuroși. V-am spus, știam că va fi un meci greu și asta ne bucură, pentru că știam că rezultatul ăsta va fi 1-0, un meci de luptă și ne bucurăm că am luat cele 3 puncte și am câștigat. Cum e integrarea? Merge bine? Ești ok la echipa ta? Da, am fost primit foarte bine, nu mă așteptam, dar mă bucur că am fost primit de băieți. Cu mulți am jucat pe teren, am fost rivali, cu mulți am fost și colegi la națională și cred că asta a contat. Și am fost primit foarte bine și asta mă bucură și îmi dă încredere. La mesaje ai putut să răspund la toate? Care? Ai zis că primi multe mesaje, spuneai întâi. Da, au fost multe mesaje. Îi înțeleg, e normal. Pentru unii asta e fotbalul. Țin cu echipa lor, e normal. Pentru mine, la fel, e normal să-mi fac treaba la echipa la care sunt, pentru că sunt jucător profesionist și viața merge înainte. Din nou pe podium, v-ați apropiat acolo de primele două clasate care și joacă între ele. La ce aștepți? Cred că un egal ar fi bine pentru noi, dar m-am spus, cel mai important e să ne uităm la noi și să mergem, să ne jucăm meciurile care au rămas și care le avem în continuare și să luăm cele 3 puncte maxim din toate. Iar după ne vom uita și la rest. Un program de foc în 4 etape, jucați cu CFR, Faru și cu Craiova. Da, și meciul acesta a fost un meci greu, pentru că ți-am spus, deci am observat în trecut, Sibiu a pus probleme echipelor de sus și asta a fost un semn de întrebare și pentru noi, dar ne-am mobilizat, ne-am strâns și eram pregătiți de meciul acesta de luptă, pentru că chiar a fost un meci de luptă, terenul arăta bine, dar când erai pe el puțin clătina și nu ne ajuta, pentru că suntem o echipă care pasăm și ne mișcăm și a trebuit să apelăm la mingile lungi din eu. Care este cel mai de temut adversar în lupta asta pentru tine, din punctul tău de vedere? Ținând cont că nu prea am urmărit foarte mult, cred că tot CFR-ul este un adversar, dar ținând cont că și Farul a avut un start bun, trebuie să luăm în considerare orice echipă. Poți câștiga și poți pierde cu orice echipă, chiar și în josul clasamentului, chiar și la mijloc, e greu. Dacă nu ești concentrat și nu dai totul, poți să-ți faci meciurile grele în orice moment. Urmează primul meci acasă, te aștept să te cheme galeria? Nu mai mă aștept, m-au chemat deja. Ce să mă mai aștepte? M-au chemat, am fost primit bine și de suporteri și de colegi, am spus. Clar că au zis, nu? M-au chemat acolo, am cântat alături de ei, așa e normal după fiecare meci. Mă bucur că am fost primit bine și respectat.